Mergem acum mai departe. Precipitațiile abundente din ultima vreme istoric de bani pe românii care plătesc taxa pe apă de ploaie. Da, ploaia costă. Locuitorii din Gorj sunt obligați să plătească pentru că operatorul de apă și canal de acolo nu a renunțat la această taxă percepută pentru ploi. În alte zone însă, oamenii au fost cutiți de ea. Gabriela Mladin ne spune chiar acum mai multe. Mă găsit, ploile vor umfla facturile emise de operatorii de apă și canal cu taxa meteorică, adică apa de ploaie care se stabilește la cantitatea de precipitații căzute în luna respectivă. Cum în ultima perioadă a plouat foarte mult și facturile vor fi foarte mari? Sigur, acolo unde se percepe această taxă, pentru că în Bacău a fost eliminată începând de astăzi. Ambiguitățile calculării tarifelor a determinat autoritățile din zonă să renunțe la ea. La Gorjin se plătește din 2018, iar acum facturile vor fi pe măsura precipitațiilor căzute. Deși și aici sunt uh, nemulțumiri multe, operatorul nu a renunțat la taxă. Primăria Târgu Jiu a refuzat să plătească taxa pe apa de ploaie și a strâns o datorie de 900.000 de lei, cu tot cu penalități. Uh, a refuzat pentru că în oraș doar 20% din precipitații ajung în rețelele pluviale, restul în pământ. Taxa a fost contestată, dar judecătorii nu au decis încă nimic, așa că taxa pe apa căzută din cer încă se regăsește pe factură.